Lucian, cum ar trebui să ne comportăm în această coliziune de tip familial? Cred că noi oameni am pierdut noțiunea familială în sensul ei cel mai profund. Acum, în această perioadă de liniștire, ne putem descoperi mai bine pe noi în cadrul familiei? Da, să știți că e o problemă foarte serioasă. În primul rând, să credeți pe cuvânt soțul sau soția care vă critică. Dacă soțul sau soția vă spune că aveți o atitudine nepotrivită, să-l credeți pe cuvânt. Să nu vă îndreptățiți. Pentru că, v-am spus, dacă o atitudine mea îl strivește pe cel de lângă mine, nici nu contează dacă eu nu simt că îl strivește. Eu ar trebui să fac în așa fel încât să nu îl strivesc, să nu-l afectez, să nu-l tulbur. E foarte greu, pentru că în, în contextul lumii întregi, am fost atât de preocupați de lume încât am pierdut din vedere grija pentru cel de lângă noi. Acum e acest moment. De aceea, ar trebui să învățăm să trăim ca familie. Să învățăm să fim sensibili față de soț, față de soție. Să intrăm în această logică a unirii gândurilor. Vedeți? Când, când noi primim taina Anunții cerem în rugăciunea din această taină ca Dumnezeu să-i unească pe soți într-un gând. E o mare taină aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca eu să accept să nu mai trăiesc ceea ce gândesc eu. Eu să încerc să trăiesc ceea ce gândește soțul sau soția mea. Și la fel, soția mea să nu mai gândească ceea ce ea -și dorește, ci să gândească ceea ce eu aștept. Și dacă suntem uniți într-un gând, atunci eu împlinesc ceea ce soția așteaptă de la mine, și soția împlinește ceea ce aștept eu de la ea. Și, de fapt, în cele din urmă, ajungem ca eu să primesc ceea ce îmi doresc, dar să îmi primesc cadar de la soția mea, și soția mea să primească ceea ce dorește, dar cadar din partea mea. Vedeți diferența între un lucru dobândit prin merit <coughs> sau primit în dar e enormă. Un lucru de mică valoare efectivă, primit în dar, dobândește o valoare extraordinară. Deci, până la urmă, vedem că în viața de familie a rânduit Dumnezeu ca lucrurile să fie amplificate de această unire într-un gând. Și Acum suntem în fața unui exercițiu impus. De aceea ar trebui să intrăm într-o disciplină a noastră, chiar într-un într efort de formare, de formare, nu de deformare. Și chiar să fim conștienți că aceste zile, săptămâni, pe care le trăim împreună cu soții noștri, sunt un timp de formare. Și să-mi propun să nu rănesc. să îmi propun să gândesc cu mintea soțului sau soției. E un lucru extraordinar. Dacă fac acest exercițiu duhovnicesc, deja voi reuși să anticipez anumite lucruri și să vedeți ce minunat va fi. Pentru că gestul meu stârnește în mod natural în cel de lângă mine un gest similar. Și e chiar deosebit de, de frumos. Dar nu pot să fac acest lucru decât dacă intru într-o logică a creșterii duhovnicești și mi impun. Bine, dar vezi zice, e teorie și e frumos și de câte ori n-am zis și eu și dumneavoastră, soții sau soției, să știi că nu o să-ți mai greșesc și tot am greșit. Și până la urmă, soțul și soția spune, dar nu mai spune că nu o să mai greșești, că nu te mai cred, pentru că îmi spui acest lucru de ani de zile. Și, vedeți, Logica a ceea ce v-am spus, eu s-ar potrivi cu, cu o frază, cu un răspuns de genul: Da, știu că ți-am greșit, dar mă străduiesc să nu mai greșesc așa cum ți-am greșit acum. Deci, dacă eu sunt conștient că am greșit a soției sau soțului, și măcar în felul acesta nu mai greșesc altul, măcar această decizie de a nu mai repeta uh, marca sau patentul sau planul care m-a dus spre greșeală. E extraordinar și foarte important, pentru că uh, voi închide în mentalitatea mea, în viața mea, niște cărări care m-au izbit în zid. Și dacă astăzi eu învăț ceva și nu o să mai cert soția pentru un anumit lucru sau nu o să mai tulbur de o anumită reacție a soției uh, și am înțeles bine că acel tip de reacție din partea mea e nepotrivit și cu acesta mă lupt până, știu eu, săptămâna viitoare, deja am închis o, o grămadă de neputințe care s-ar abate asupra vieții noastre familiale. Și vei zice, bine, dar lucrurile acestea sunt un proces de lungă durată. Da, de lungă durată. Să știți că o familie se așează în maturitate după aproximativ 20 de ani de viață de familie. Cam 20 de ani de zile trebuie să creștem, duhovnicește unul lângă altul, ca un om. Ajungem maturi În primul an după Căsătorie abia ne ținem Echilibrul, din al doilea, al treilea Învățăm să gângurim Aceeași limbă Pe la șapte, opt ani Ne credem mari, maturi Pe la 12-13 ani de viață de familie Intrăm în crizele adolescenței Abia pe la 18-20 de ani De viață de familie Reușim să ne maturizăm Ori vedeți, dacă noi am fi luat Eu am 27 de ani de căsătorie. Dacă aș fi învățat în fiecare an această lecție și aș fi împlinit-o așa cum acum o înțeleg, să știți că ar fi fost mult mai bine decât acum. Tau slavă Domnului, și pentru ceea ce e acum, și mă bucur pentru împlinirea din familie. Dar, zic, dacă am încercat să facem acest lucru pe termen lung, din păcate, suntem nerăbdători și credem că familia. Este într-o viață împlinită pentru că ne-am căsătorit și gata, nu? Familia crește și în acest parcurs ar trebui să fim foarte atenți cu noi înșine. Uh.